De câte ori cântăm piesa asta și suntem într-un concert în aer liber, nu mă refer la baladă, ci la piesa care urmează, ne bucurăm că nu plouă. Așa avem și în seara asta noroc. Așa că o să invităm pe Oana Șerban să cânte o cunoscută piesă a Doinei Badea, pe care noi în seara asta o îmbrăcăm în haină simfonică. Oana Șerban, Ploaia și noi. Oh,
Eu o să rog pe Oana să mai rămână, pentru că o să cântăm o piesă emblematică pentru români. Este scrisă de către un român de origine maghiară, așa cum avem și noi în orchestră și avem și la sunet, domnul Liviu Elecheș, pe care îl aplaudăm, a făcut sunetul și la Cerbul de Aur și ne face un sunet foarte bun. Și apropo de conviețuire frumoasă și de normalitate, piesa Copacul este scrisă de Jolt Chereștei. Anul acesta, copacul nostru a împlinit 100 de ani. Grădină
deși nu are legătură cu repertoriul românesc, ci doar cu latinitatea noastră. Nu m-am putut stăpâni să nu introduc o canționetă în programul de astăzi, avându-l invitat ca tenor pe Vlad Mirița. Doamnelor și domnilor, Santa Lucia! Soprana Florena Radu să cânte aria Habanera din opera Carmen de Bizet. Oh,
Acum o lucrare care nu are legătură cu creația sinfonică, ci cu centenarul. Îl invit pentru asta în scenă pe tânărul Vlad Miliță, pe care eu îl admir pentru acțiunile sale patriotice și pentru poziția pe care o are în mediu social. Și o să cântăm o lucrare ce era la modă atunci când a fost reîntregită țara noastră. Treceți batalioane române Carpații. Treceți batalioane române Carpații,
arme cu frunze și flori. Mă așteaptă izgândă, mă așteaptă și frații cu inima la trecător. Mă așteaptă izgândă, mă așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să duceți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Să duceți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Cu toții eram regimente române, Moldova, firească unire cu patria nouă, n-a fost cel mai sfânt ideal. Firească unire cu patria nouă, n-a fost cel mai sfânt ideal. Acum o să invităm un alt tip de soprană, o soprană de coloratură, Nicoleta Iconaru. Ea va cânta aria Adelei din opereta Liliacul în limba română.
Eu scurtez un pic momentele de aplauze, că e un pic am fric, nu foarte fric. Și îl invit în scenă pe Vlad Miriță, alături de Oana Șerban, pentru a cânta la finalul concertului nostru un brindisi. Eu profit de ocazie, știți că brindisi se cântă cu paharul de șampanie, dar acum considerați că e șampanie, eu să mă bucur de ceai. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim. Mai trebuia să cântăm imnul național, dar nu mai cântăm, îl avem în suflet, că e foarte fric, noastră ne înțelegeți. Vă mulțumim pentru primire, vă mulțumim pentru aplauze. Dați-mi voie să-l invităm în scenă alături de noi pentru a ne spune câteva cuvinte pe înalt preasfinția sa, înaltul preasfințit Ioachim al Romanului și Bacăului. Este arhiepiscopie aici, o arhiepiscopie de tradiție. Și sper să ne revedem cu altă ocazie într-un sezon mai călduros. Trebuie să mai spun că aceste concerte au avut loc cu finanțarea Ministerului Culturii și Cultelor. Am obligația contractuală să spun asta, dar pot să și spun că ne-au dat banii foarte târziu de am ajuns să cântăm în noiembrie, că nu o să mă bată nimeni. Vă mulțumim pentru aplauze, înaltă atenția voastră. Mulțumim domnului primar.
Mulțumim pentru primire. Mulțumim pentru primire, trăiască autoritățile locale și rușine celor centrale. Gata, m-am răzbunat, vedeți? Deci să nu vă mai fie fric. Dragi rămașcani, bineînțeles, motivația pentru care sunteți aici în grădina Arhiepiscopiei noastre a Romanului și a Bacăului este că sărbătorim cu toții centenarul. Și acum 100 de ani, strămoșii noștri mureau pe câmpurile de luptă pentru ca noi, în grădină, să facem acest concert în sens de rugăciune și de mulțumire lui Dumnezeu că suntem generația care suntem aleși să depășim acest prag de 100 de ani. Mulțumesc în mod deosebit celor care au organizat în grădina noastră acest concert. Faptul că în grădina Raiului se cânta frumos și sunt concerte acolo, ei bine, iată că acei strămoși ai noștri care au murit acum 100 de ani pentru apărarea patriei și apărarea valorilor noastre naționale, ei bine, acel rai a fost făcut și în țara noastră. Îndeops este cunoscut că România este grădina Maicii Domnului. Deci această grădină poate să rămână o grădină frumoasă dacă cu toții încercăm de-a lungul vremii și atunci când vremurile sunt tulburi, să smulgem buruienele care pot să o năpădească. O grădină nu este frumoasă dacă nu este îngrijită. Deci, nu uitați, concertul din seara aceasta s-a făcut în această grădină, frumoasă, zic eu. Și este o valoare aici faptul că suntem pe urmele moșilor și strămoșilor noștri. Dumneavoastră ați fost niște temerari, cum a fost acei 100 de ani care au murit în frig și sub gloanțe. E bine și voi acum, după 100 de ani, ați fost niște anfitrioni care, iată, ați adus și obolul vostru la cinstirea înaintașilor. Deci, de acum, faptul că ați rezistat cu stoicism, sper că veți cânta și în grădina Raiului. Să vă ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Darurile Arhiepiscopiei Romanului, aveți aici o icoană care este anfitrioana acestei epatii și apărătoarea noastră a tuturor. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, să duceți mesajul credinței și a valorilor noastre și a muzicii românii. Mulțumim, Doamne ajută!